Luna octombrie, ziua a noua. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfântul Apostol Iacob era fiul lui Alfeu și fratele lui Matei, vameșul și evanghelistul. Când Domnul nostru Iisus Hristos viețuia cu trupul pe pământ și alegea pentru vrednicie apostolească pe oamenii cei fără de răutate și drepți ca să-i trimită la propovăduirea Evangheliei în toată lumea, atunci l-a ales pe acest Iacob și ca pe un vrednic l-a numărat în ceata apostolească. Iar Iacob a fost dintre cei 12 apostoli, însuși văzător și ucenic al lui Hristos, propovăduitor al tainelor și următor pașilor lui. Și împreună cu ceilalți apostoli, primind Sfântul Duh care s-a pogorât asupra lor în limbi de foc, a mers la felurite neamuri și popoare ca să propovăduiască pe Hristos, să povățuiască și să-i aducă pe cei rătăciți la calea mântuirii. Aprinzându-se cu râvna cea dumnezeiască, ca focul ars spinii necredinței, a sfârmat idolii și le-a risipit capiștile. A tămăduit multe boli și a gonit din oameni duhurile necurate și viclene. Și a adus Domnului nostru Iisus Hristos mulțime de popor, de la care și-a câștigat numele cel nou, sămânța dumnezeiască, căci semănând în inimile oamenilor cuvântul dumnezeiesc, a sădit și a sporit dreapta credință. Pentru aceasta s-a numit sămânța dumnezeiască. Și înconjurând multe țări, a semănat sămânța cea cerească și adunând spicele mântuirii omenești, a sfârșit alergarea sa pe urma lui Hristos, pentru că s-a făcut următor al pătimirilor lui și, fiind pironit pe cruce, și-a dat sufletul său lui Dumnezeu. Și această dumnezeiască sămânță, adică Sfântul Iacob, a fost adunată cu roduri însutite în cereasca jidniță, unde, săturându-se însuși de vederea feței lui Dumnezeu, și nouă ne mijlocește aceeași săturare cu rugăciunile sale. Tot într-o această zi, cuviosul părinte Andronic și sfânta Atanasia, soția lui. În vremea lui Teodosie cel Mare, împăratul grecesc, era un om în Antiohia anume Andronic, care se îndeletnicea cu meșteșugul dezlătar, adică lucrător de aur și argint. Acesta a luat de nevastă pe fiica altui zlătar pe care îl chema Ioan. Numele acestei femei era Atanasia, care însemnează nemurire, căci cu adevărat slavă nepieritoare și-a câștigat prin viața ei cea sfântă, precum va arăta sfârșitul vieții ei. Andronic și Atanasia, viețuind cu cinste și cu dumnezeiască plăcere, s-au înfrumusețat cu toate bunătățile, iar bogăția lor, întru care erau îndestulați, o împărțeau în trei părți. O parte o dădeau la săraci, alta o dădeau pentru împodobirea bisericii, iar alta o țineau pentru trebuința casei lor. Și erau cinstiți și iubiți de toți ceilalți cetățeni pentru blândețea și faptele lor cele bune. Ei au avut un fiu căruia i-au pus numele Ioan, iar după aceea li s-a născut și o fiică căruia i-au dat numele de Maria. Apoi, după nașterea celor doi copii, n-au mai voit a se cunoaște trupește, ci viețuiau ca frate și soră, iar sârguința și grija lor cea mare era pentru săraci, pentru că îi cercetau pe cei bolnavi, îi spălau, îi hrăneau, îi îmbrăcau și cu averea lor erau mângâierea străinilor și săracilor. Și în toate săptămânile, miercurea și vinerea, o petreceau în post și în rugăciuni. Viețuind ei așa, a voit Dumnezeu să-i cheme la viața cea mai desăvârșită, ca lăsându-le toate să meargă după Domnul lor Iisus Hristos, care ne-a lăsat nouă pildă să urmăm pașilor lui. După 12 ani ai vieții lor casnice, a venit într-o zi Atanasia de la biserică după cântarea de dimineață și a găsit pe amândoi copiii ei gemând, iar ea, tulburându-se, a stat aproape de patul lor. Andronic a venit mai târziu de la biserică și a început a o striga pe femeia lui, iar ea a răspuns: "Nu te mânia pe mine, domnul meu, de vreme ce copiii noștri sunt cuprinși de febră mare."
Și pipăindu-i, Andronic i-a aflat așa cum îi spusese Atanasia și suspinând a zis: Fie voia Domnului! Apoi s-a dus afară din cetate, la biserica Sfântului Mucenic Iulian, pentru că acolo erau îngropați părinții lui, și zăbovind în biserică la rugăciune până la al șaselea ceas, în acea vreme au murit amândoi copiii lui, fiul său Ioan, care avea 12 ani, și fiica sa Maria, care avea 10 ani. Întorcându-se Andronic de la rugăciune, a auzit în casa sa plângere și tânguire și, mâhnindu-se, a alergat în grabă și a găsit acolo multă lume adunată în curtea lui, iar amândoi copiii zăceau morți. Intrând în camera sa de rugăciune, s-a aruncat înaintea chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicând cuvintele dreptului Iov: Gol am ieșit din pântecele Maicii mele, gol mă voi duce. Domnul a dat, Domnul a luat. Precum a voit Domnul, așa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat în veci. Atanasia, plângând pentru fiii săi, atât de mult a slăbit din pricina mâhnirii încât era aproape de moarte, pentru că zicea: Să mor și eu cu fiii mei. Iar când au fost îngropați fiilor, s-au adunat toți cetățenii și a venit însuși patriarhul cu tot clerul său. Copiii au fost îngropați în biserica Sfântului Iulian, acolo unde erau îngropați și bunicii lor. Atanasia, după îngroparea copiilor, nu mai voia să meargă în casa ei, ci ședea lângă mormântul lor plângând, iar la miezul nopții i s-a arătat Sfântul Mucenic Iulian în chipul unui călugăr și i-a zis: O, femeie, pentru ce nu lași pe cei ce sunt aici să se odihnească? Iar ea a răspuns: Nu te mânia pe mine, Sfinte Iulian, de vreme ce sunt mâhnită, pentru că doi copii am avut și am îngropat astăzi pe amândoi. Iar el a zis: Câți ani aveau copiii tăi? A răspuns ea: Unul avea 12 ani, iar celălalt avea 10 ani. Și a întrebat-o Sfântul: Dar de ce plângi pentru dânsii? Mai bine ai face de a-i plânge pentru păcatele tale, căci îți zic ție, în chipul în care firea omenească caută mâncare pe care trebuie să o aibă, așa și copiii se hrănesc cu bunătățile cerești de la Hristos, pe care îl roagă zicând: Dreptule judecător, ne-ai lipsit de cele pământești și pentru aceasta nu ne lipsi de bunătățile cerești. Iar ea, auzind acestea, și-a schimbat mâhnirea în bucurie și a zis: Dacă fiii mei viețuiesc în ceruri, apoi de ce plâng eu? Apoi s-a întors ca să vorbească mai mult cu cel ce i se arătase și nu l-a mai văzut și l-a căutat prin toată biserica, dar nu l-a mai aflat. Apoi l-a întrebat pe portarul care păzea ușa bisericii zicând: Unde este părintele acela care a vorbit acum cu mine? Portarul i-a răspuns: Nu vezi că ușile sunt încuiate și nu a intrat nimeni aici? Apoi de ce zici că a vorbit cineva cu tine? Atunci Atanasia a cunoscut că aceea a fost vedenie și s-a înspăimântat și, ducându-se la casa ei, a povestit bărbatului ei ceea ce văzuse și auzise și apoi s-a mângâiat și s-a liniștit. Și Atanasia a zis către Andronic: Domnul meu, încă de când trăiau copiii noștri voiam să-ți spun, dar mă îndoiam. Și iată că acum, după moartea lor, te rog să mă duci pe mine la o mănăstire ca să-mi plâng acolo păcatele mele. Căci Domnul, luându-i pe copiii noștri, ne va face pe noi mai bun la slujba sa. Iar el i-a zis: Să mergi să-și cercetezi gândul tău o săptămână și de nu-ți vei schimba acest gând, ne vom sfătui despre aceasta amândoi. Iar ea, așteptând multe zile, nu și-a schimbat gândul, ci cu mai mult dor s-a umplut de viața singuratică și cerea voie de la bărbatul ei să o lase la mănăstire. Iar Andronic a vorbit cu tatăl ei și i-a zis: Iată, noi vrem să mergem la sfintele locuri ca să ne închinăm, iar ție îți încredințăm casa și toată averea noastră și ne rugăm ție, de ni se va întâmpla ceva rău pe cale, să împarți averea noastră la cei care au trebuință, iar casa noastră să o faci bolniță pentru săraci și gazdă pentru străini. Andronic, încredințându-și casa și averea socrului său, i-a eliberat pe toți slujitorii săi. Apoi, într-o noapte, Andronic și Atanasia s-au sfătuit amândoi, au luat puțin avere pentru călătorie și, nefiind știuți de nimeni, au ieșit din casa lor și au apucat calea străinătății,
încredințându-se voinței lui Dumnezeu. Și trecând de cetate, fericită Atanasia, întorcându-se, a văzut de departe casa sa și căutând spre cer, a zis: Dumnezeule, cel ce ai zis lui Avram și Sarei, ieși din pământul tău și din neamul tău și mergi în pământul pe care ți-l voi arăta ție. Tu caută și spre noi și du-ne pe noi într-o frica ta. Iată, pentru tine am lăsat casa noastră deschisă, deci să nu ne închizi nouă ușile împărăției tale. Apoi, plângând amândoi, au mers în calea lor. Ajungând la Ierusalim, s-au închinat la sfintele locuri și, vorbind cu mulți părinți, au luat binecuvântare de la dânsii. Apoi s-au dus și în Alexandria ca să se închine sfântului mucenic Mina. Andronic a văzut pe un mirean sfădindu-se cu un călugăr și a zis către mirean: De ce te sfădești cu călugărul? Mireanul a răspuns: Călugărul a închiriat dobitocul meu ca să meargă la schit și eu i-am zis: Să mergem acum ca să călătorim noaptea și dimineață la ora 10 vom ajunge la schit mai înainte de a se ivi arșița cea mare. Iar el nu vrea să mă asculte. Apoi Andronic l-a întrebat: Mai ai și un alt dobitoc? Omul a răspuns: Mai am. Iar Andronic a zis: Mergi și adu-l ca să-l închiriez de la tine, de vreme ce și eu vreau să merg la schit. Și Andronic a zis soției sale: Tu să rămâi aici până ce voi merge la schit, ca să mă binecuvânteze părinții. Iar ea i-a răspuns: Ia-mă și pe mine cu tine. El i-a răspuns: Nu este obiceiul să meargă și femeile la schit. Apoi ea, plângând, i-a grăit lui: Dă-ți cuvânt în fața mucenicului Mina că mă vei duce și mă vei lăsa în mănăstirea de maici. Iar el a făgăduit să-i îndeplinească dorința, apoi a mers la schit și a fost binecuvântat de către părinții din fiecare lavră. Și auzind de părintele Daniel, a mers la dânsul și s-a plecat cu smerenie înaintea lui, iar după rugăciune, vorbind cu el, i-a spus toate cele despre dânsul și despre soția lui, Atanasia. Apoi cuviosul Daniel i-a grăit: Să aduci pe soția ta și vă voi scrie carte la Tebaida ca să o duci pe ea acolo și să o așezi în mănăstirea de femei. Și mergând, Andronic a adus o noapte pe fericită Atanasia la sfântul stareț Daniel, care, vorbind cu dânsii cuvinte de mântuire foarte folositoare, le-a scris o scrisoare, i-a binecuvântat și i-a trimis la mănăstirea Tabenisiotului. Și mergând acolo, fericitul Andronic a așezat-o pe sfânta sa soție, Atanasia, în mănăstirea de femei. Iar ea, îmbrăcându-se în chipul îngeresc, adică s-a făcut călugăriță, petrecea viața îngerească. Apoi Andronic s-a întors la cuviosul părinte Daniel, care l-a făcut călugăr, și învățându-l viața cea îmbunătățită, i-a dat o chilie ca să viețuiască liniștit și singur întrânsa. Iar fericitul Andronic a petrecut în liniște 12 ani, nevoindu-se bine. După acești ani, a rugat pe părintele Daniel să-l lase să se ducă la Ierusalim, să se închine sfintelor locuri, iar părintele Daniel, făcând rugăciune și binecuvântându-l, l-a lăsat să plece. Apoi părintele Andronic, mergând prin părțile Egiptului, a stat să se odihnească puțin sub un molid și, după rânduiala lui Dumnezeu, a văzut-o pe fericită Atanasia, femeia lui, care mergea în chip bărbătesc și s-a închinat ca altui părinte. Și Atanasia l-a recunoscut pe bărbatul ei, dar el nu a recunoscut-o, căci cum era cu putință să o mai recunoască, când fața îi se veștejise de înfrânare și era neagră și pe lângă acestea își schimbase și portul, luând îmbrăcăminte bărbătească. Și l-a întrebat pe soțul ei zicând: Oare nu ești tu ucenicul părintelui Daniel care te numești Andronic? Iar el a răspuns: Eu sunt. Apoi iarăși l-a întrebat: Unde mergi, avo Andronic? Iar el a răspuns: Merg la locurile sfinte pentru a mă închina acolo. Dar tu, a întrebat Andronic, unde mergi și care ți este numele? Ea a răspuns: Mă duc și eu la sfintele locuri și mă numesc Atanasie. Pentru că acum își schimbase numele din Atanasia și se numea Atanasie. Și a zis Andronic: Să mergem împreună. Iar Atanasie a răspuns: De voiești să mergi împreună cu mine, apoi să pui pază gurii tale ca să călătorim în tăcere. Iar el a zis: Bine, așa să fie precum voiești tu. Atunci a grăit Atanasie: Să mergem, dar, și rugăciunile sfântului tău stareț să călătorească cu noi.
și ajungând la Sfânta Cetate a Ierusalimului, au înconjurat toate sfintele locuri închinându-se, apoi au mers în Alexandria ca să se închine și Sfântului Mucenic Mina. Acolo rugându-se, Atanasie a zis către părintele Andronic: Părinte, voiești să stăm amândoi într-o chilie? Andronic a răspuns: Să stăm, însă mai întâi îl vom întreba pe stareț dacă ne va da voie ca să petrecem împreună. Iar Atanasie a zis: Mergi și întreabă, iar eu te voi aștepta în schitul ce se cheamă al 18-lea. Și de-ți va da voie, părintele, să vii la mine, precum am călătorit în tăcere, tot așa să petrecem în tăcere și în chilie. Iar de nu vei putea să petreci în tăcere, să nu vii la mine. Căci chiar dacă părintele va porunci, nu vreau să viețuiesc acolo unde nu ar fi tăcere. Și mergând Andronic la Ava Daniil, i-a spus toate cele despre Atanasie, iar Daniil i-a zis lui Andronic: Mergi și să petreci cu Atanasie în tăcere, de vreme ce este un călugăr desăvârșit. Apoi Andronic l-a luat pe Atanasie și l-a dus în chilia sa, unde au petrecut în tăcere și cu frica lui Dumnezeu alți 12 ani. Iar Andronic n-a cunoscut că Atanasie este soția lui, pentru că dânsa se ruga cu tot din adinsul lui Dumnezeu ca să nu fie recunoscută de bărbatul ei. Iar Ava Daniil adeseori venea la dânsă și învăța. Iar odată, fiind la dânsă și vorbindu-le mult despre folosul sufletului, după ce a terminat, se întorcea la chilia lui și mai înainte de a ajunge la chilie, l-a ajuns fericitul Andronic și i-a zis: Părinte Daniile, părintele Atanasie se duce către Domnul. Și întorcându-se starețul, l-a găsit pe părintele Atanasie cuprins de febră mare. Și a început Atanasie a plânge, iar starețul i-a zis: Trebuie să te bucuri, de vreme ce mergi să-L întâmpini pe Hristos, iar nu să plângi. Atanasie i-a răspuns: Nu plâng pentru mine, ci pentru părintele Andronic. Dar să ai dragoste, părinte, iar după îngroparea mea vei găsi o scrisoare sub căpătăiul meu și după ce o vei citi, să-i o dai părintelui Andronic. Apoi, făcând rugăciune, Atanasie s-a împărtășit cu dumnezeștile taine și s-a dus către Domnul. Și au venit frații ca să-i îngroape trupul și au aflat că era femeie cu firea, iar Ava Daniil a găsit sub căpătăiul ei scrisoarea și după ce a citit-o, i-a dat-o lui Andronic. Abia atunci acesta a cunoscut că părintele Atanasie era femeia lui și toți au prămărit pe Dumnezeu. Apoi aceasta s-a auzit în toate lavrele și Ava Daniil a chemat pe toți părinții din Egipt și din pustiul cel mai depărtat și s-au adunat toate lavrele Alexandriei. Și schitenii care purtau haine albe, pentru că așa era obiceiul schitenilor acelora de a umbla în haine albe, și-au îngropat cu mare cinste sfântul trup al fericitei Atanasia, preamărind pe Dumnezeu care i-a dat o astfel de răbdare. Iar după îngroparea ei, părintele stareț a rămas cu Andronic până la 7-a zi, făcând pomenirea celei ce murise și a voit să-l ia pe părintele Andronic în chilia sa. Însă Andronic l-a rugat zicând: Lasă-mă, părinte, ca să fiu îngropat și eu aici cu doamna mea Atanasia. Și lăsându-l, starețul s-a dus, dar n-a ajuns până la chilie, când un călugăr ajungându-l din urmă i-a zis: Părintele Andronic se duce către Domnul. Și a trimis starețul după părinții care plecaseră și le-a zis: Întoarceți-vă cu mine înapoi la părintele Andronic. Iar ei, întorcându-se, l-au găsit pe părintele Andronic încă viu și au fost binecuvântați de dânsul. Și sfârșindu-se cu pace părintele Andronic, s-a evit neînțelegere mare între schiteni, pentru că locuința cuviosului Andronic și a fericitei Atanasia fusese între două schituri, între schitul al 18-lea și între schitul celor ce purtau haine albe. De aceea cei cu haine albe ziceau că al lor este fratele Andronic și îl vor lua la schitul lor, ca să le ajute cu rugăciunile lui. La fel și părinții din schitul al 18-lea ziceau că al lor este fratele Andronic și sora lui Atanasia și că la ei trebuie să rămână. Iar schitenii cei cu haine albe ziceau: Ceea ce va zice arhimandritul de la schitul cu numărul 18, aceea vom face. Iar starețul a poruncit să-l îngroape pe Andronic, lângă Atanasia, dar călugării în haine albe nu voiau să-l asculte, pentru că ei erau mai mulți și ziceau: Starețul este mai presus de patim și nu se mai teme de lupte, iar noi, fiind tineri, voiam să avem lângă noi pe fericitul Andronic, fratele nostru, ca să ne ajute cu rugăciunile sale, căci este destul că v-am lăsat-o pe Atanasia. După aceasta, abia s-au potolit și au îngropat pe cuviosul Andronic cu fericită Atanasia, lăudând pe Dumnezeu cel minunat într-o sfinții săi, căruia îi se cuvine mărirea în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, Sfânta Publia Diaconița.
mărturisitoare din Antiohia. Sfânta Publia a fost diaconiță la Biserica Antiohiei. Aceasta a fost căsătorită în tinerețea sa cu nuntă legiuită și a născut pe Sfântul Ioan Presbiterul. După aceea, rămânând văduvă și viețuind în curăție, a adunat o ceată de fecioare și slujea lui Dumnezeu. Odată, pe când împăratul Iulian, călcătorul de lege, trecea pe lângă casa ei, ea împreună cu fecioarele sale cântau cu mare glas: idolii păgânilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se nădăjduiesc spre dânsii. Împăratul, auzind cântarea, a poruncit ca să tacă, dar ea a început să cânte mai tare. Atunci împăratul mâniat a poruncit să o prindă și să o bată mult peste obraz, așa că fiecare din ostașii care erau cu dânsul au bătut-o unul câte unul. Iar în vremea aceasta, ea mustra necredința împăratului. Apoi, fiind slobozită, s-a întors acasă mulțumind lui Hristos Dumnezeu, celui ce a învrednicit-o să pătimească unele ca acestea pentru numele lui. Și petrecând ceilalți ani vieții sale cu râvnă dumnezeiască, s-a sfârșit cu pace. Tot într-o această zi, Sfântul Ștefan cel Orb. Sfântul Ștefan s-a născut în anul 1420 și a fost fiul despotului Serbiei, Gheorghe Brancovici, și al soției sale, Irina. Împreună cu fratele său, Grigore, a fost luat ostatic de turci și orbit în ziua de înviere anului 1441. După câțiva ani, tatăl său l-a răscumpărat, iar în anul 1458, Ștefan a devenit despot al Serbiei. Un an mai târziu însă, el a fost alungat de la domnie și s-a refugiat în Albania, unde a întâlnit-o pe Angelina, fiica drept credinciosului domnitor albanez Gheorghe Arianit, Skanderbeg, cu care s-a căsătorit în anul 1461. Împreună, ei au alcătuit o familie sfântă, binecuvântată cu 3 copii. Fiind siliți să fugă de turci, au găsit adăpost în Italia, unde Sfântul Ștefan s-a săvârșit în anul 1476. În toată viața lui, trecând prin multe prigoane și chinuri, el a pierdut vederea ochilor și domnia, dar nu și-a pierdut credința, ci a primit toate loviturile cu răbdare și nădejde, purtându-și crucea până la capăt. Pentru toate suferințele îndurate, Dumnezeu l-a proslăvit pe el și pe familia sa. După un timp, deasupra mormântului său s-a evit o lumină, iar moaștele sale au fost descoperite neatinse de stricăciune și izvorătoare de tămăduiri. La fel, soția sa, Angelina, și fiii săi, Maxim și Ioan, au fost numărați în rândul sfinților. Sfântul Maxim, întâiul său fiu, a fost mitropolit al Țării Românești câțiva ani, iar 2 dintre nepoatele sale, Despina Milița și Elena, au fost evlavioasele doamne ale voievozilor Neagoie Basarab al Țării Românești și Petru Rareș al Moldovei. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.